Ziua Gărzii Naționale de Mediu este sărbătorită anual în data de 12 martie. Înființată în anul 2003, este specializată în inspecție și control, luând măsuri în scopul reducerii polorii și deteriorării mediului. Garda Națională de Mediu este o instituție publică care funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale și coordonează Corpul Voluntarilor de Mediu. Această instituție este responsabilă de implementarea legislației naționale armonizate cu cea comunitară, are atribuții privind nerespectarea reglementărilor prevăzute în legile controlului poluării industriale și managementului riscului, substanțelor și preparatelor periculoase biodiversității și ariilor naturale protejate, asigură securitatea mediului prin acțiuni de prevenire a riscurilor și limitarea amenințărilor de ordin ecologic. Respectiv poluarea resurselor de apă a aerului, diminuarea fertilității solului și poluarea transfrontalieră.